Bună seara, stimați spectatori, sunt Denistrify și acum voi. Cine? Denistrify. Cine? Denistrify. 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 Exact. Și încă o dată pentru cine a uitat, Denistrify. Și începe emisiunea aproape 40 de întrebări. Iată regulile. Este obligatorie purtarea măștii de protecție la ieșirea din casă. Cetățenii nu vor avea voie să părăsească domiciliul. Îmi cer iertare, cineva mi-a scris regulile pandemiei pe prompter în loc de cele ale emisiunii. Dar pe cele ale emisiunii le știți deja. Îl am alături de mine pe manelistul pocăit care cântă despre prostituție, Dani Mocanu. Bună seara, domnule Mocanu. Deci fii binecuvântată, Denisa, fata mea, te pup jos. Îmi place așa, deci mă uit la tine în pauzele de la Trinitas și de la Costi Forță, când mai fac eu ședințe din astea religioase. Și îmi place așa cum zici tu asta, cum zici, cum urmează întrebarea cu regulile, cu iată regulile. Ai o frumusețe, ai o frumusețe a ta care nu are oricine, ai hazul tău, înțelegi? Și ai și vocea aia așa răgușită a ta, de parcă te strânge un procuror de gât. Mi-amintești de una din fetele mele, e pe Italia. Nu se cade să mă comparați cu toate bagaboantele dumneavoastră, pește de trending ce sunteți. O, fă nebună, gata că e vorba de fetița mea. E cu măsa în Italia acum. Te ambalezi așa ca nebuna. Bine că mi-a dat Dumnezeu, deci mi-a dat Dumnezeu puterea să vorbesc dulce atunci când cineva mă acuză. Muie la procuror. Cât de nobil a fost acest ultim mesaj, nici la papă n-am auzit atâta înțelepciune. Haideți să dăm startul maratonului celor aproape 40 de întrebări. Sunt nevinovat. Nici n-am pus întrebarea. Obișnuință din sala de judecată, scuze pisi. Domnul fie cu tine. Ați făcut un renume pe YouTube atingând numere record de vizualizări cu capodopere precum am bani de mă enervează, vă ceară spume, voi nu mă haliți, să n-ai încredere în femei, poliții și procurori, curva scris cu W și... Cred că s-a înțeles ideea, dar puteți spune într-un cuvânt artă. Da? Deci sunt melodii de inspirație divină care au schimbat mentalisme în România. Cu siguranță i-a oprit pe oameni din obiceiuri nesănătoase, ca cititul sau mersul la teatru. Exact. Sunt curioasă, ce avere deține de fapt Dani Mocanu? Păi am în safe exact suma de... Stai că nu asta e întrebarea. Urmează întrebarea? Asta e întrebarea. De unde n-ai mai apărut? Deci m-a dus Barza, ca pe orice copil. Logic, nu? Dumnezeu i-a zis Berzei, deci a băgat în Barză un spirit divin. Și Barza a venit la părinții mei acasă, la părinții mei credincioși și a adus fătul, care sunt eu fătul. Mă refeream la cum ai apărut în peisajul muzical, era să zic, în peisajul de pe YouTube. Deci ai dreptate, peisajul muzical românesc este mult, mult sub mine. Da? Deci fii atent aici. Ina, da? Andra, Delia, Carla Slim, Smiley, toți ăștia, da? Nu fac nici cât negru sub unghie. Față de Dani Mocanu. Deci, fă Denis, copil al Dumnezeu, eu am apărut așa în peisajul ăsta, cum ai zis tu, de la un show păcătos. Păi și la un show păcătos de unde ai apărut? De la Acces Direct. În fine, mergem mai departe. Fă-ți cruce. Poftim? Deci fă-ți cruce înainte să mergem mai departe. Pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu, fă Denise, n-avem cum să mergem mai departe. Vezi, de aia am zis eu și în piesa aia. Înțelegi? Să n-ai încredere în femei. Eu de asta am zis. Pentru că sunt necredincioase. Și pe lângă sunt necredincioase, mai mușcă și mere. Asta e din istorie, din istoria religiei. Cam și citit. Pare că ați fost școlit în afară cu mentalitatea asta, în secolul 12. Continuăm. În decursul ultimilor ani ați fost subiectul multor controverse. Ați folosit un leu rănit într-un videoclip și... Deci nu e adevărat, Dumnezeu mi-e martor. Să mor dacă am făcut așa ceva vreodată, să mor dacă mint. Adică videoclipul ăsta cu un leu cu urme de sânge pe picior nu e al dumneavoastră? E videoclipul lui Goran Bregovici, să înțeleg, nu? Ăsta nu era sânge. Păi, avea leul tatuaj. Da? Credeți că doar oamenii sunt la modă și așa și se tatuează? A? Nu. Eu am cerut pentru acest videoclip un leu la fel de cool ca mine. Și am cerut un leu care să semene cu mine, care avea probleme cu poliția, care avea probleme cu procurorii și care a trecut peste toate astea. Care cu ajutorul Dumnezeu, Dumnezeu leilor, da? A trecut peste toate problemele astea. Pe lângă asta, ați ținut femei în lesă? Deci niciodată în viața mea n-am făcut așa ceva. Ați ieșit cu procurorii la bere de v-au zis asta, nu? Minciunea asta sau ce? Adică n-ați făcut asta? Deci mă jur, am crezut că sunt câini. Pe bună, am crezut că sunt câini, așa mi-a zis regisorul, da?
Mi-a zis că sunt câini. Și după aia, abia când am luat resta mână, am văzut că sunt femei. Eu am văzut că sunt femei atunci și ce să fac, de rușine le-am ținut. Le-am luat și le-am plimbat un pic. Dacă tot a durat atât de mult să le pun în les. S-a speculat de asemenea că ați îndemnat pe cineva anume să se prostitueze. Vreți să negați și asta? Ei, pe cineva anume. Am îndemnat pe mai multe să facă asta cu prostituție. Și de ce ați făcut asta? Pentru că eram la lecția cu Maria Magdalena la religie, da? Știți cine e Maria Magdalena? O știți? Da, este gagica aia din Biblie, la care făcea aia practica și ea meseria asta. Practica meseria, da, prostituție. Era și pe atunci prostituție. Și atunci când ea făcea meseria asta, cineva din public, de acolo din tribună, a zis: cine-i fără de păcat, să arunce primul cu sabia. Piatra. Neamț? Să arunce primul cu piatra. Să arunce primul cu piatra, neamț? Lăsați. Mă întrerupeți mult sau mă lăsați să spun? Urmează întrebarea. Urlă întrebarea aia, fata mea, fă-ți talentul. Urmează întrebarea? Domnule Mocanu, dacă tot v-ați făcut implant de păr, de ce vă tundeți tot zero? Păi, ai răspuns chiar tu la întrebare, mami, ca să am ce tunde la zero. Dar nu lăsați deloc să crească. Ia auzi ce părul, când întrebi asta, auzi? Auzi ce părul? Auzi? Unde să mai crezi, dănuțule, că ai crescut tu deja la cel mai înalt nivel, da? Am crescut la nivelul suficient de înalt încât să îi aduc pe oameni mai aproape de Dumnezeu, măcar 10 din ăia 2 milioane de abonați pe care am. Se știe că Dumnezeu a ales întotdeauna interlopi ca să-L reprezinte. Și cu ocazia asta, Enoria și mei, da? vreau să-mi anunț și eu candidatura la alegerile următoare la Patriarhie, când o să fie. Da, ca să pot să fiu un patriarh forță, o să fiu un patriarh mai bun, să vă aduc fericire, să vă aduc prosperitate, nu? Să vă aduc vizualizări, să vă aduc de toate ce vreți, ce vrea tot românul, vă dați. Nu există alegeri la Patriarhie. Atunci îmi fac canal nou, Dani Patriarh cu adevărat, la care în 2 luni face mai mulți subscriberi decât toți patriarhii care au fost vreodată și toate patriarhiile din Europa asta. Și să vezi tu atunci ce forță de patriarh o să fiu. Dar oricum nu cred ce ai zis tu. Nu cred, iartă-mă că nu cred. Pentru că n-am încredere în femei. Nici femeile n-au încredere în bărbați îmbrăcați în sutană de preot catolic. Vezi că ești rasistă religioasă acum, fata mea. Vezi că mă rog pentru tine la Dumnezeu ca să spună sufletul la unde trebuie și fac metani în fiecare seară și pun canoane. Pentru rasiști ăștia religioși așa ca tine, că sunteți mulți, sunteți foarte mulți. Dragi spectatori, aici se încheie emisiunea Aproape 40 de întrebări. Săptămâna următoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat fără dosar penal și promit cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție și eu sper să se mute Dani Mocanu în Galapagos ca să scăpăm de el. La revedere! Auzi, copilă? Am o ofertă pentru matale. Și eu am o ofertă pentru tine. Ieși afară, libidinosule! Gata, pisica, am înțeles. Vezi că mă rog la Dumnezeu pentru tine, pentru că ai intrat pe lista dușmanilor lui Dani Mocanu. Și cine e pe lista dușmanilor lui Dani Mocanu este și pe lista dușmanilor lui Dumnezeu, să știi. Doamne ajută și fie ca sufletul tău să se așeze acolo unde e locul. Pa, și credeam că cu Vali Vigelia a fost greu.